Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. În această seară, invitații din studio sunt doamna Ala Revenco, fondator grupul Părinți Solidari. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Sabina Nastas, părinte. Bună seara și mulțumesc că ați acceptat să veniți astăzi. Totuși ați lăsat copilul acasă. Și Valentin Crudu, Ministerul Educației, șeful Direcției Învățământ Preuniversitar. Bună seara și mulțumim pentru că ați găsit timp să veniți. Aici vreau, domnul Crudu, să menționez un lucru. Astăzi și ieri am trimis solicitări la Ministerul Educației ca să vină cineva din oficiali și ca de obicei dumneavoastră sunteți cel mai harnic la Ministerul Educației. Vă mulțumesc pentru asta, dar întrebarea mea în calitate de jurnalist apare: de ce ceilalți nu vor să vină să vorbească cu oamenii? Asta doar vreau să întreb. De ce? Și consider că dumneavoastră meritați să fiți atunci Ministrul Educației în următorul... Mersi. Format al guvernului cu nouă ministeri comasat. Pentru că unicul a venit și neînfricoșat de nimic, răspundeți la întrebări. Nu cred că trebuie să comentez. Eu sunt gata să începem emisiunea. Haideți să vedem ce așa am întârziat. Da. Dar mi-a părut foarte rău că solicitarea mea s-a ajuns ca să fie, până la urmă, tot invitat domnul Valentin Crudu la noi să discute. Vreau să vă întreb, acum purtați toată responsabilitatea întregului Ministerul Educației, care sunt totalurile anului de învățământ, pentru că suntem peste câteva zile, se finalizează cu ultimul clopoțel anul de învățământ și dacă sunteți gata pentru BAC și pentru vacanța aceasta. Da, bună întrebare. În linie mare, dacă să facem retrospectiva anului 2016-2017, aș menționa că a fost un an, ca și toate celelalte, destul de încărcate, destul de dificile, cu foarte, foarte multe probleme, dar probabil și cu foarte multe realizări. Urmarea sesiunii care urmează să înceapă, sesiunea de examen în 2 iunie, începe anul acesta și se va finaliza examenul de bacalaureat în perioada 20 iunie, iar cele de gimnaziu puțin mai devreme. Micuții din școala primară deja au trecut prin testele de evaluare finală pentru absolvirea ciclului primar. Rezultatele din spusele preliminare sunt cele pe care le-au așteptat în principiu. Nu știu cât de satisfăcuți sunt copiii nemijlocit, dar părinții și profesorii sunt în măsura în care au muncit alături de ei. Probabil că dacă să vorbim de alte rezultate, noi de regulă facem aceste rezultate în luna august, atunci când avem conferințele tradiționale pedagogice, unde se fac totalurile anului trecut și se pun sarcini pentru anul următor, lucru care cred că va avea loc și anul acesta, tradițional deja. Dacă să vorbim de examene, atunci, din câte cunosc eu, colegii mei din Agenția pentru Curriculum și Examene sunt pregătiți pentru ca să înceapă această sesiune. Au avut loc comisiile naționale privind examene prezentate de conducerea Ministerului și putem zice că de astăzi este prima zi de pregătiri pentru elevii absolvenți atât gimnaziu cât și liceu, deoarece la ei anul de studiu s-a finalizat. E astăzi 25 martie, astăzi 25, cu gândul la ziua de mâine. Deci mâine este prima zi a lor de vacanță oficială, vacanță pentru ca să se pregătească de începutul examenelor. Menționează încă o dată, în 2 iunie, exact peste o săptămână avem primul examen de bacalaureat și în ziua de 5 iunie va fi primul examen pentru elevii absolvenți de gimnaziu. Ca și în anii precedenți, se așteaptă același procent de copii care au susținut și cei care au picat examen? Sau s-a făcut în acești 2 ani, mă interesez eu, s-a făcut o evaluare a situației și găsirea modalităților de a depăși această situație? Dacă să vorbim de elevii de gimnaziu, lucrurile stau puțin mai bine acolo. Deci dacă să vorbim în procent, atunci procentul este mult mai mic în ceea ce privește elevii care nu iau examenul de absolvire a gimnaziului. Sunt înscriși în liste în jur de 32.000 de candidați pentru examenul de gimnaziu. Dacă să vorbim de liceu, atunci în liste au fost înscriși circa 19.000 de candidați. Dintre ei, puțin mai mult de 12.000 sunt absolvenții de liceu. Și ceilalți sunt absolvenți sau elevi încă în colegiile, universitățile din Republica Moldova. Inclusiv aici vreau să menționez cifra de ceva mai mult de 4.000 de candidați care s-au înscris în sesiunea bacalaureat 2017 și care sunt restanțieri în sesiunile trecute. Deci care vor fi rezultatele anului 2017? Eu cred că foarte curând, în cel mult de unul de zile, noi să cunoaștem probabilitatea, media examenilor,
deoarece ambele sesiuni se vor finaliza până la sfârșitul lunii iulie. Vorbesc și sesiunea de bază și sesiunea repetată. Bine, să vedem care vor fi rezultatele atunci. Noi sperăm, deoarece s-a muncit anul 2016-2017, am fost un an, să zic eu, cu un efort plin. Uh-huh. Deci noi nu am avut pe parcursul anului respectiv anumite, să zic eu, modificări în planul de învățământ sau în disciplinele școlare, decât s-a muncit nemijlocit în baza programelor stabilite pentru anul de studiu 2016-2017. Am avut cu mare regret, pot să zic, că lucrul care nu am reușit să-l realizăm pe deplin a fost totuși lipsa în anumite unități de învățământ anumit număr de cadre didactice, mai ales pentru disciplinele reale, să zic. Mm-hmm. Despre sate sau și despre municipii? Și în municipiul Chișinău și în alte orașe mari, să zicem cum este Bălțul sau centre raionale, cu mare părere de rău, cifra aceasta a rămas una destul de îngrijorătoare. Cum încercați să ameliorați această stare de lucru? Bine, deci până la urmă vreau să vă zic că nimeni proiect nu s-a așteptat că din cei 1900 de absolvenți ai universităților pedagogice în vara anului trecut, 2016, vor ajunge către 15 septembrie în școală în jur de 400. Doar? Bine, doar 400 au ajuns, având îndreptări mult mai mulți și, bineînțeles, pe parcursul anului, pe parcursul primului semestru anului 2016, au mai ajuns câteva zeci de profesori pe diferite discipline școlare, dar această cifră încă rămâne destul de îngrijorătoare. Înseamnă că ar trebui să-i... Sperăm foarte mult că... Să-i interesați, să-i cointeresați cu ceva, ca ei să vină în... Vreau să vă zic că guvernul anul acesta a aprobat o serie de amendamente la unele hotărâri de guvern ale sale, care au fost mai vechi, prin faptul că s-a majorat cu 50% indemnizația unică privind activitatea tinerilor specialiști, de la 30.000 de lei s-a majorat la 45.000 de lei. Mai este valabilă cu casa dacă merge în localitate? Mai sunt valabile aceste înlesniri care le au la solicitarea tinerilor specialiști, autoritățile raionale oferă și acum, da? Inclusiv achită anumite chirii, achită anumite servicii comunale, dar vă zic, până la urmă, interesul nu atât de... Eu astăzi nu am un răspuns, fiindcă, bine, tematica discuțiilor, tematica emisiunii este pus în alta, dar proiect la o următoare emisiune, am putea să discutăm inclusiv poate cu unii tineri specialiști, cu viitoare specialiști care sunt în examen de absolvire a universităților, pentru ca să vedem ce zic și ei, de ce, până la urmă, având această diplomă de studii, refuză să meargă, nu numai e vorba de sate, dar inclusiv și în municipiul Chișinău. Pentru că salariul e mic. De ce este refuză? Este regretabil acest lucru și la dimensiunea salariului și, deci, tot efortul care s-a făcut pentru anul acesta și un nou concept de salarizare care ar motiva cadrul didactic care este în discuție acum. Sper să în viitor apropiat să fie aprobat acest concept care ar putea să motiveze cadrul didactic, cel care muncește, cel care are rezultate, care are performanță, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere ale rezultatelor elevilor, să poată să ridice un salariu competitiv în Republica Moldova. Da, o temă într-adevăr dureroasă, cred că o să organizăm și cu această ocazie o emisiune dedicată special acestei teme. Astăzi am zis că vom discuta și am invitat doamnele aici în studio să vorbim despre grădinițe, despre acele 42 de zile de concediu care au fost cerute și părinții au fost revoltați din cauza aceasta. A fost organizat un protest în frunte cu grupul Părinți Solidari. La acest protest s-au prezentat atât părinții cât și organizatorii. Cu ce, doamna Revenco, s-a soldat protestul și ce răspuns ați primit de la minister? La moment nu am primit niciun răspuns de la minister, care a fost anterior protestului, a fost publicat un comunicat de presă prin care se informează, din partea ministerului, prin care se informează că decizia le va aparține autorităților publice locale. Foarte vag, foarte neclar și că aceste decizii vor fi luate în luna decembrie anul premergător. Despre situația de moment, de exemplu, noi nu avem nicio claritate și nicio
o decizie, nici o monitorizare din partea ministerului, fapt care ne alertează foarte mult, fiindcă e un haos total în grădinițe. Fiecare manager de grădiniță încearcă să acționeze în modul care își închipuie el că ar fi bine, fie pentru minister, fie pentru bugetul grădiniței, fie pentru copii. Invocând ceva că este obligat de către minister? Da, invocând regulamentul care de fapt nu este adoptat, ci nu este intrat în vigoare. Adică nu avem un document legal normativ care ar prevedea că grădinițele au dreptul legal de a se închide pentru o anumită perioadă, fie 30, fie 42, fie 2 luni, nu, el nu există. Dar se operează în grădinițe prin diferite metode. Unele grădinițe strâng semnături de la părinți că sunt de acord, spunându-le că vreți, nu vreți, oricum o să ne închidem. Altele spun că trebuie să facă reparații, să se închidă și nu doar pentru perioada reparației, dar perioade mult mai mari. Altele impun părinții să scrie cereri de păstrare a locului în grădiniță, în situația când, adică care ar fi tot ca argumentare că, uite, părinții sunt de acord cu, adică indirect, la faptul că părinții sunt de acord cu închiderea grădiniței sau că nu au nevoie de grădiniță pe vară. Chiar un părinte mi-a spus acum recent, Sabina? Da. Da. Anul trecut s-a impus, anul trecut a fost situație similară și s-a impus să se scrie în cererea de păstrare a locului că noi plecăm la odihnă. Când, de fapt, grădinița s-a închis de la inițiativă proprie. Așa că avem un haos total, o ilegalitate totală, părinții nu sunt protejați de nimeni, doar reușesc să stopeze procesul grădinițele în care au un grup de părinți consolidat, informat, care poate opune rezistență inițiativelor managerilor. Este foarte dureros acest fapt când copiii care ar trebui să fie, persoanele care ar trebui să facă totul pentru activitatea instituției în regim normal, pentru ca copiii să aibă grija necesară, să aibă securitatea necesară, de fapt, parcă te-ar alunga, vrei, nu vrei, te-ar împinge, hai, du-te odată de la grădiniță, că noi trebuie să închidem, nu mai veniți perioada de vară, nu. Indiferent ce care ar fi poziția părinților, adică o situație urâtă și părinții se simt foarte indignați și foarte chiar supărați pe faptul că, de fapt, ministerul a inițiat această procedură de închidere și ulterior a lăsat-o să decurgă așa cum consider deja managerii grădiniților. Fără a stopa procesul, fără a trimite careva circulare, informări sau alte documente care să normalizeze procesul până într-o albă ilegală. Doamna Anastas, dumneavoastră sunteți un părinte care a nimerit în această situație, să înțeleg, da, într-o grădiniță. Da, eu aș putea să vă zic că la noi grădinița se închide chiar de pe 1 iunie, grădinița pe care o frecventăm noi. Nouă ni s-a adus ca argument, ni s-a zis că ne închidem din motiv că nu avem bucătar. Și atunci noi înțelegem, noi atunci ne întâlnim cu managementul defectuos al directorului, care se pune pe umerii părinților. Dar cu cât timp v-a anunțat că se închide? Oficial nici acum nu este anunțul, totul s-a făcut la nivel verbal, adică nu a fost niciun aviz. Deci nici nu v-au rugat să semnați declarații, cum o fac alții? Că iată, eu pe rețelele de socializare la dumneavoastră în grup au postat părinții fotografii cu declarații și în care semnează fiecare părinte și se spune că la indicația ministerului, iată, sunt. Dumneavoastră n-a fost. Noi am fost impuși să scriem cereri de transfer a copiilor în alte instituții din apropiere. Cu motiv că ne închidem, atunci încă nu era clar din ce motiv ne închidem, nu era pus argumentul, dar ni s-a zis cu certitudine că ne închidem din data de 1 iunie. Da, mă scuzați, câți ani are copilul dumneavoastră? 4. Păi, dar cum să-l muți în altă grădiniță? Cum, care-i procedura? Care-i mecanismul? Iată, eu aici încep să... Păi cum? Pe baza unei cereri... Eu înțeleg, dar cum să o faci? Că e stres pentru copil. Cum păi e stres, stați să vă zic de stres. Noi avem o grădiniță, grădința numărul 5 de la Botanica, care știți... La Rășcanov, că am cer scuze. Da. Le s-a zis că, uitați-vă, noi avem ca alternativă pentru voi. Două săptămâni copilul dumneavoastră va merge în instituția cu tare, alte două săptămâni în cealaltă instituție și încă două săptămâni în cealaltă. Adică timp preț de o lună și jumate, copilul va frecventa trei grădinițe diferite. Vă dați seama pentru un copil chestia asta ce stresantă este. Da, cu perioada de adaptare, da, cu... Da. Vă rog frumos, pentru că eu... În primul rând vreau să vă zic și le spun și doamnelor din dreapta mea,
că nu este adevărat că instituțiile de învățământ lucrează ilegal. Deci ele activează în câmpul legal al Republicii Moldova. Da, dar n-a zis, n-am auzit asta. Se închide ilegal. Doamna a zis că există un haos, nu mai știe stânga aproape ce face dreapta. Nu este adevărat. Mai mult ca atât, deci noi nu putem astăzi să... Eu personal nu pot fi sigur de faptul că cei 152 de directori din 152 aveți, da? Din municipiul Chișinău. Din municipiul Chișinău, 152 din municipiul Chișinău au înțeles responsabilitatea care le aparține inclusiv prin modul de a comunica cu părinții. Ori aveam situații atunci când am anunțat dezbateri suplimentare asupra acestui regulament pe parcursul lunilor aprilie și mai. Ne-am întâlnit cu reprezentanța circa 500 de localități, am spus într-o emisiune chiar zilele acestea, 499 localități, inclusiv din Chișinău. Noi avem organe locale de specialitate în domeniul învățământului în fiecare teritoriu, inclusiv în municipiul Chișinău, în gestiunea cărora se află astăzi instituțiile preșcolare și cele școlare. Dar nu vă supărați, ei nu vin, păi că noi cerem să socoteală. Deci eu nu vreau să zic că n-ați fost dumneavoastră alături de mine în discuții. Sunt pare rău că trebuia să vă invit, poate, ca să vedeți că discuțiile au loc pe alocuri nu atât de dulce, dar totodată atunci când vii cu anumite argumente, deci lumea înțelege că există anumite situații când trebuie găsite posibilități astfel ca copiii care nu au posibilitate să se afle în familie, deoarece părinții sunt încadrați în munci în perioada de vară, să se găsească alte oportunități pentru ei. În urma discuțiilor suplimentare, pe parcursul acestor două luni de zile, unde ne-am întâlnit cu foarte multe generații de părinți, diferit, și mai tineri, și tutori, și bunei care au venit în custodia căror se află copiii, pe de o parte. Pe de altă parte au venit autoritățile publice locale în gestiunea cărora se află aceste instituții. Da, în municipiul Chișinău ele sunt gestionate direct de Direcția de Învățământ, dar în întreaga țară celelalte 1380 de instituții sau 50, avem de toate 1500, sunt nemijlocit în gestiunea primăriilor locale. Primarii, atunci, în urma discuțiilor, inclusiv cu Congresul Autorităților Locale, au venit cu propunerea, ținând cont de faptul că ei sunt fondatori, că această prerogativă de stabilire a vacanțelor se revină autorităților publice locale. Autoritatea publică locală completament gestionează activitatea acestei instituții. Ce se întâmplă? Este ilegal sau ilegal? Directorii de școală, când le spun părinților că trebuie să-și dă o drastră la trei grădinițe, încă ceva, Margareta. Deci, haideți să facem încă o claritate. Când semnează declarații. Vă zic încă o dată. Ascultați, m-a spus întrebarea, acum dați-mi voie să vorbesc, da? Problema este că activitatea instituțiilor preșcolare se face în strictă conformitate cu regulamentul de activitate ale instituției preșcolare care este în vigoare. Actualul regulament, care nu a fost publicat în monitor oficial, dar este aprobat prin ordin de ministru, deoarece a fost aprobat la Colegiul Ministerului încă în martie 2016. A fost stoparea punerii în aplicare acestui regulament, dar aceasta nu înseamnă că vechiul regulament nu este în vigoare. Deci toate instituțiile preșcolare activează în baza acelui regulament, numai că în vechiul regulament nu există un articol separat sau articole separate care ar descrie modalitatea de funcționare a grădiniților pe perioada de vacanțe ale vacanțe ale instituțiilor preșcolare. Deci nu există. Acest regulament nou, care este conform noului cod al educației, sunt mai multe prevederi noi acolo, a venit cu această reglementare prin care s-a solicitat ca toate instituțiile de educație timpurie, deoarece sunt instituții de educație care activează un an întreg, anul de învățământ se începe și la ei la 1 septembrie, nu la 1 decembrie și nu la 1 ianuarie, dar la 1 septembrie, să aibă sau să beneficieze de o vacanță. Sunt mai multe argumente, nu vreau să mă opresc asupra dinților. Da, în urma consultărilor, cadrul didactic care și acum mi-au adus mii zeci de plângeri semnate, nu știu, benevol, responsabil, mai puțin responsabil, pot să vă le arăt dacă veniți la mine în birou. Și îmi pare rău că o trebuie să iau poate câteva, dacă știam în detalii, să vă arăt, să vedeți ce spune cadrul didactic. Ei insistă pe dreptul lor constituțional. Dar nimeni nu le calcă dreptul, dar să o facă logic, să o facă nu în detrimentul părinților. Cine a zis că lucrul acesta nu se întâmplă logic? Pe parcursul ultimilor 10 ani, vorbim de Chișinău. În Chișinău s-au închis, inclusiv vara anului trecut, pe 3 luni de vară s-au închis din circa 150-100 de instituții preșcolare. Numai că nu s-au închis toate odată, s-au închis în iunie, în iulie, în august. Instituțiile de învățământ preșcolare care au avut complet
toate cadrele didactice, toate statele de personal erau complete, au reușit lucrul ăsta să o facă mai ușor. Deoarece, activând câte doi educatori la grupă, a fost mai simplu ca să meargă în concediu după un calendar stabilit puțin mai flexibil. Alte instituții preșcolare le-a venit mai greu. Ori nu este secret, atât și doamna zice, nu știu despre ce instituție preșcolară vorbește, în cazul când aveam un singur bucătar, care are toate actele în ordine, care este certificat și dorește să meargă în concediu. Indiferent, bucătarul poate să meargă numai cât în perioada de vară. Eu cu cine îl locuiesc? Este o problemă a administrației instituției unde activează și unde directorul este angajator. Despre asta și vorbim. De aceea noi, se monitorizează, se verifică De aceea noi am venit cu o altă prevedere, nouă acum, în urma consultărilor, recente, ca toate vacanțele grădiniților pentru anul următor să fie fixate în urma discuțiilor cu părinților până la 1 decembrie a fiecărui an. De ce până la 1 decembrie? Deoarece nu este secret că codul muncii ne obligă, cel puțin vorbesc de bugetare, eu nu vorbesc de mediul celălalt, deoarece am înțeles că acolo nu prea să ține cont de codul muncii. Suntem obligați să stabilim calendarul concediilor pentru anul calendaristic următor. Și lucrul acesta, dacă s-ar face către 1 decembrie, responsabil de administrația instituției de învățământ, printr-o discuție transparentă cu părinții. Eu nu zic că și nu vreau să nici să dau dreptate, nici să... Dar există, domnul Crudu, așa cazuri, există când posibilitatea de a comunica corect, poate. Bine, acum ce se întâmplă mai departe? Noi nu putem să elaborăm regulamente pentru fiecare instituție preșcolară separat. Din sectorul Ciocana, Botanica, noi avem un regulament de activitate și funcționare. Vă spun acum. Deci, de funcționare a sistemului la nivel de țară. Toate aceste proceduri de management trebuie să fie aplicate de unitatea fondatoare. Deci unitățile fondatoare, care au personal suficient în cadrul Direcției Generale de Învățământ Chișinău, deci este serviciu specializat pentru educație preșcolară, au serviciu inspecție școlară, au serviciu de management educațional, au serviciu de resurse umane și personal, au serviciu de contabilitate și audit intern. Și noi întotdeauna zicem că părinții când au o problemă să încerce să o discute cu directorul instituției. Faptul că înțeleg că dumneavoastră vreți să interveniți. Da, dumneavoastră vorbiți ce se întâmplă în realitate. Chiar suntem indignați. Le-ați dat toate cărțile în mâini autorităților publice locale. Dar cum dumneavoastră doriți să facem? Ce să facă Ministerul Educației? Ministerul Educației. Acum este. Înseamnă că le dăm vacanțe la pedagogi care aici așa le pot lua. Toți angajații au concedii, dar și le iau pe rând. Cum dumneavoastră doriți să facem noi? Noi, eu vă spun o dată, noi am făcut lucrul ăsta destul de transparent. În Republica Moldova există legea cu privire la descentralizare. În această descentralizare este vorba. Atitudine nu se acoperă nimeni. Eu niciodată nu m-am acoperit. Nimeni nu a dat cu piciorul în copii. Dumneavoastră nu aveți niciun drept să vorbiți lucrul acesta și nu credeți, vă rog. Așa simt părinții. Dar ce se întâmplă cu grădinița? V-am dat caz real, grădinița numărul 5 de la Rășcanovca, unde copilul se trimite la 3 grădinițe diferite pe perioada cât grădinița unde frecventează copilul pleacă în vacanță. Stimată doamnă, deci eu nu sunt șeful grădiniței și nu sunt șeful direcției raionale sau municipale de învățământ. Eu vă zic încă o dată, dumneavoastră nu v-ați adresat cu această atenționare, ați mers direct la televiziune. Cine ca cine, dar direcția învățământ preuniversitară în cadrul Ministerului Educației. Nu e adevărat, au fost public făcute toate grădinițele Doamna Margareta, eu sunt persoană oficială, eu nu lucrez cu rețele de socializare, eu solicit ca să am o adresare oficială cu semnătura unui părinte ca să știu cu cine să discut. Domnule Rivian, dumneavoastră oficial ați transmis la Ministerul Educației? Ce a transmis? Despre grădinița 5? Cazul respectiv. Eu încă o dată vă zic, deci eu sunt o persoană oficială venită în emisiune și doresc foarte mult ca toată lumea care au probleme să cunoască că există o ierarhizare. Ministerul Educației, chiar dacă este sesizat în anumite probleme, deci noi mergem pe competență. Dacă competența este a Ministerului Educației, noi personal monitorizăm această problemuță. Dacă există alte competențe delegate, organul local de specialitate, direcție de învățământ, primarul localității, Consiliul Municipal sau Raional, deci noi aceste adresări le remitem lor. Ei sunt cei care au dreptul de a angaja, de a elibera, de a aplica sancțiuni. Și în cazul când sunt alte tipuri de încălcări sau abateri de la legea generală, Ministerul Educației sesizează alte organe care au dreptul de urmărire, de, nu știu cum, de, să zic, Centrul Național Anticorupție, că astăzi am avut o discuție cu cineva, tot pe un element foarte interesant.
care ține de colectările de bani deja pentru procurarea de caiete în clasele primare. Deci un subiect tot foarte interesant. De ce atunci când părinții, au anumite probleme, haideți să o pornim, să începem să rezolvăm de la directorul instituției. Dar vreți să spuneți că acea directoare despre care iată vorbește și chiar doamna Anastas, ea va fi sancționată și va Ministerul Educației, în cazul când Direcția Generală de Învățământ, competența căruia este pentru a monitoriza, a evalua, a discuta cu părinții, a solicita toate explicațiile, are statut de angajator. Ea îl angajează, ea poate să-i aplice sancțiunile conform codului muncii și să-l elibereze de în funcție pe directorul instituției, în cazul când nu-și onorează pe deplin obligațiunile, în cazul când noi decidem sau observăm că această activitate a fost făcută superficial, Ministerul Educației intervine. Noi am intervenit în două cazuri în municipiul Chișinău. La care, apropo? Haideți, vă rog, că eu nu am venit să fac reclamă. Aici nu sunt, nu este competența mea. Nu, că este interesant ce se întâmplă cu oamenii care greșesc și nu îndeplinesc. Problema, haideți, noi toți greșim. Atunci, care sunt responsabilitățile ministerului, doamna? A elabora regulamente care sunt în detrimentul copiilor? Dacă și dumneavoastră monitoriza cum se implementează aceste regulamente? Încă o dată vă zic, noi sunteți reprezentantul grupului Solidar. Da. Deci vreau să vă zic încă o dată, că în Republica Moldova ministerele au obligațiunea sau au competența generală de a elabora politici. Iar tot Guvernul Republicii Moldova, statul Republicii Moldova a creat diferite structuri astăzi care au în competența sa monitorizare și punerea în aplicare acestor competențe. Dumneavoastră aveți o carență care considerați că trebuie să vă rezolve Ministerul Educației. Când dumneavoastră ați fost inițiatorul Nu doriți să mergeți la... Se vede o lacună între comunicarea Ministerului Educației și Direcția Învățământ. Ministerul Educației în comunicarea cu șefii grădinițelor. Ministerul Educației are o colaborare foarte ok cu structurile specializate și subordonate. Este altceva că părinții, inclusiv cei din grupul Solidar, consideră că Ministerul Educației ar trebui să vină în calitate de judecător între administrația publică locală, Direcția de Învățământ Chișinău și ei. Noi am zis că, stimații noștri, deci haideți să mergem după competențe. Deci de faptul că ei au o comunicare foarte proastă cu administrația publică locală din municipiul Chișinău. Dar de ce? Nu v-ați pus întrebarea niciodată de ce este această comunicare? Eu nu vreau să zic, eu de exemplu, am fost la o discuție cu învățătorii de la școala primară, unde am discutat foarte multe probleme și eu nu am simțit că există această, să zic eu, revoltă din partea cadrului didactic. Cu cadrul didactic am discutat. Uh-huh. Că ei au o comunicare proastă cu părinții. Ei nu au zis că părinții sunt satisfăcuți de tot ceea ce se întâmplă în școală, dar încearcă să soluționeze pas cu pas anumite probleme. În cazul respectiv, acest război mare, care au pornit părinții în Chișinău, cu autoritatea publică locală Chișinău, fiindcă aici se simte, aici se vede. Deci noi am sesizat de nenumărate ori administrația locală despre faptul că ei este necesar să-și corecteze mesajul său, să meargă să asiste la aceste ședințe pe care le organizează administratorii dânșilor, ei sunt angajatorii lor, și să încercăm să mediem anumite situații. Dacă conducerea Ministerului Educației va decide că în anumite situații, în anumite unități de învățământ, unde există această comunicare defectuoasă între sau grup de părinți, atribuții sau de sunt depășite atribuții, noi bineînțeles că o să participăm. Avem astăzi zeci de adresări care încercăm noi să le remediem prin intermediul Inspectoratului Școlar Național. Uh-huh. Atât pe dimensiunea școlară, cât și pe dimensiunea preșcolară. Dar luați, vă rog frumos, și informațiile acestea pe care noi le discutăm astăzi cu grădinițele care... Eu sincer să vă spun, întrebarea mea este, acum în actualul regulament este foarte clar descris cum trebuie administrația instituției de învățământ care își planifică vacanță să procedeze cu un anumit număr de părinți care au copii în perioada de vară care nu au cu cine să-i lase. În familie nu pot, părinți bunei nu au, tutorii nu au. Deci noi avem dreptul să restricționăm părinții de a-și duce copiii la grădiniță. De exemplu, dacă el are din cele o lună când vrea să se închidă grădinița, dacă el are două săptămâni concediu, atunci nu se alocă loc, nu îi se dă îndreptare în altă grădiniță? Ce facem? Bine, noi de ce vă zic? Noi asta trebuie să citiți și inclusiv comunicatul. Bine, înseamnă că îl interpretați cum dumneavoastră vă trebuie. Deci noi foarte clar am scris că unitatea de învățământ care stabilește în luna decembrie, de comun acord cu părinții, acceptă toți părinții, nu acceptă toți părinții, că la noi așa este, da? Uh-huh. Cel care vine cu inițiativa, întotdeauna trebuie să răspundă pentru toate. Uh-huh. Deci, în decembrie încă se stabilește orarul sau calendarul
pentru vacanța de vară. În decembrie, tocmai. În decembrie. Ce facem cu părintele iată acesta care a zis că de la 1 iunie eu nu am unde îmi duce copiii? Bine, pentru anul acesta, noi am solicitat inclusiv direcția de învățământ și eu am să verific mâine dacă ei au publicat pe site-ul oficial al direcției de învățământ calendarul de activitatea instituțiilor preșcolare din municipiul Chișinău pe site-ul Ministerului. Această discuție am avut-o la începutul săptămânii curente. Ei mi-au promis, mi-au confirmat că au avut discuții în toate unitățile de învățământ preșcolare. Mi-au promis că vor plasa acest calendar pe site-ul oficial al direcției de învățământ, astfel ca să-l cunoască toți cei care sunt interesați. Mai mult ca atât, acest calendar obligator trebuie să fie pe panoul de afișaj în fiecare instituție preșcolară, asta în e. Fiecare grupă, pentru ca părinții să cunoască. Să fie informați. Bine. Noi propunem urmare a intrării în vigoare noului regulament care trebuie să treacă toate procedurile legale. Deci aceste discuții s-au finalizat. Vacanța va fi stabilită de administrația publică locală. Este scris perioada când se stabilește vacanța. Este descris acolo perioada ce se întâmplă în cazul când părinții, dar bine, să este un părinte. E suficient să fie un părinte care spune, domnule, nu am ce face cu copilul de la 1 iunie. Atunci administrația unității de învățământ, care are calendar pentru închidere începând cu 1 iunie în cazul de față, este responsabilă pentru a găsi posibilitatea în parteneriat cu părinții să-i ofere un loc pe perioada determinată. În 3 grădinițe? Nu. Stați o clipă. Nu este. Și mie, bine, nu vreau, dar am să verific mâine. Nu cred că lucrul ăsta este posibil. Nu cred că este posibil să... Vă spun că e posibil, domnul Crud, din bine, doamna, să fim dacă este posibil, eu mâine prin intermediul, doamne, mi-aduc scuzele de regoare din partea Ministerului Educației, în numele acestor directori care după mine au procedat incorrect. Ei au procedat incorrect. Este important altceva. Este important altceva. Noi trebuie să fim siguri că părinții și copiii care nu au unde pleca în perioada de vară, perioada de vacanță, mai ales în municipiul Chișinău, unde avem o rețea de transporturi, place nouă sau nu place, unde avem în fiecare cartier de la 20 la 40 de unități preșcolare, pe perioada respectivă să putem să oferim această scurtă perioadă. Noi suntem obligați să o facem. Împreună cu părinții să o facem. Este altceva că nu place. Că eu... Doamna Anastas, să vă întrebe că are ceva să vă întrebe și o să da. Da, chiar am și chiar e imposibil de tăcut după ceea ce spuneți dumneavoastră. Da. Mai am un caz tot foarte real. Din grădinița numărul 2. S-a găsit alternativă. Să vă dictez... Nu, de la Bubuieci. Da. Să vă zic în Bubuieci sunt două instituții preșcolare. Grădinița numărul 2. Să vă zic mesajul directoarei care a găsit alternativă. Și vă-l citesc. Prin prezentul act, părinții grupei X declarăm pe propria răspundere că copiii noștri în perioada Y, timp în care grădinița nu va activa, se vor afla în grija familiei. Vă place? Vă place alternativa? Este un lucru inadmisibil. Eu cred că părinții noștri, deja generații de părinți pot să scrie. Dar de ce trebuie să obligăm părinții să îmblecusc scrisorile? Bine, eu vreau să... Noi vrem să facem să fie mai bine sau vrem să le punem impedimente părinților ca să nu poată activa? Să-și mai ia în capul grijă. Da? Să stea la serviciu, să sune fiecare 10 minute că a lăsat cu o bonă în care nu o cunoaște și nu are încredere. O sumedenie de risc. Există o problemă de comunicare. Nu e problemă. Aceasta este problema mare care dumneavoastră invocați acum. Ori Ministerul Educației nici sub o formă nu a scris circulare și nu a dat indicații. Circulare și ați spus că în luna aprilie, circulare era din luna aprilie care a fost. Ce am spus noi? Care a fost interpretată de directoare ca ordine ministerului. Eu sunt o persoană oficială în această emisiune și pentru orice circulară, mai ales dacă am contrasemnat această circulară, sunt gata să port responsabilitate. În această circulară noi am îndemnat și am încurajat administrațiile tuturor instituțiilor de învățământ preșcolar să găsească timp pentru a extinde discuțiile asupra acestui regulament și asupra celor două puncte din regulament care au trezit nemulțumiri. Noi atât le-am spus dânșilor. Noi nu le-am făcut un șablon de discuție, cum se discute, mai mult ca atât, nici sub o formă, nu ne-am scris sau nu ne-am dat lor o formă de cerere de tipul ăsta. Și din ce motiv absolut toți directorii de instituții în mod șablonat au discutat cu părinții? Pentru că în nicio grădiniță, eu vă garantez că nici într-o grădiniță nu s-a vorbit. Eu vreau să vă zic încă o dată. Noi nu am dat astfel de indicații. Deci să știe toți directorii nu există. Bineînțeles, eu am să verific personal. Eu am să verific personal, inclusiv de aceste două instituții care vorbiți dumneavoastră, în cazul că n-au primit alte indicații de la alți șefuleți de ai lor,
Deci urmează să poartă responsabilitatea. Poate într-adevăr aici este dar o persoană în, care le... Și vreau să vă mai spun, din spusele administrației Chișinăului, că s-au mai schimbat, au plecat unii șefi, sunt alții interimari, toate aceste proceduri au fost efectuate în ultimii 10 ani. Deci nimic nou. Domnul nu s-a Prudu, făcut nimic, cu singură excepție. Anul trecut s-au închis pe 2 săptămâni grădinițele. Grădinița 5 nu s-a închis, cred că o dată la 3 ani se închidea. Pentru reparații. Acum se închide neargumentat. Această reglementare care noi am propus-o să aibă loc de la 1 până la 31 august, anume aceasta a avut, aceasta am avut în vedere, ca să fie lucrul acesta controlabil pe parcursul anului. Noi am avut anul trecut situații când, așa anul acesta, când în ianuarie, februarie au fost închise circa 400 de grădiniți, fără ca să fim anunțați, fondatorii dânșilor, administrațiile locale au decis acest lucru, am avut anul trecut în Chișinău. În perioada septembrie-octombrie au fost închise 3 grădinițe. Da, ele au fost la reparație, da, atunci au venit banii. Dar în aceste instituții au fost circa 600 de părinți. N-au fost niciun părinte la Ministerul Educației să zică, domnule, eu nu am unde merge. Înseamnă că administrațiile acelor instituții preșcolare, inclusiv administrația Chișinăului, care sunt jumătate din cei care au fost anul trecut, au găsit aceste soluții. Deci, după mine, atunci când există o comunicare eficientă, lucrurile se pot soluționa altfel. Și încă o dată zic, nu neg faptul că unii directori a instituțiilor preașcolare au avut prea multă inițiativă. Iată, mie place cum zice domnul Anastas, majoritatea. Da, au prea multă inițiativă și își permit... Poate, au avut prea multă inițiativă. Noi întotdeauna zicem că sistemul educațional este un sistem public de educație și noi suntem cei care suntem în serviciul societății. Din aceste considerente, întotdeauna am solicitat acest domnul sir, îmi permit să vă întrerup, chiar sunt indignat. Spuneți că sunteți în serviciul societății. Doamne, nu trebuie să mă comparați pe mine cu un director de grădiniță, vă rog frumos. Din cauza că dumneavoastră, eu când vorbesc, sunt în serviciul societății și la ora aceasta, eu încă de dimineață nu am ajuns acasă. Dumneavoastră vreți să-mi spuneți mie... Nici eu n-am ajuns, domnul Crudu. Bine, da, dar vorbim și de alte persoane. Da. De ce vă rog frumos, când vorbesc eu că sunt serviciul educației, este în serviciul societății, așa trebuie să fie. Trebuie să tindem să educăm generații de directori. Să tindem să educăm generații de cadre didactice care să înțeleagă acest lucru. Inclusiv și generații de părinți care pot comunica astăzi cu administrațiile instituțiilor de învățământ. Dar nu cred că părinții sunt de vină atunci când nu este comunicare. Dar nu eu am zis de părinți, eu am zis de generații. Trebuie să tindem, dar nu tindem. Uite, asta e cea mai mare problema noastră. Trebuie, pentru că trebuie să tindem, dar nu se tinde. Și au de suferit copiii noștri. Noi facem eforturi. Deci înțeleg, noi facem eforturi. Acești directori de instituții preșcolare, în unele cazuri, și-au depășit atribuțiile și au fost inventivi. Dacă este așa cum spun doamnele, eu nu sunt judecător și nu am să încep nu sunt procuror, dar... Păi noi, nu, nu o să mergem chiar. Noi o să mergem cu camerele și... O să mergem și noi și o să vedem atunci. În cazul când ei au fost foarte inventivi și și-au depășit atribuțiile sale funcționale, bineînțeles că o să cerem de la ei explicații. Și o să încercăm să punem în aplicație codul muncii. În cazul când nu se vor adeveri sau în cazul când ceea ce spune doamna se va adeveri, deci atunci urmările se vor simți pentru unii conducători care pe alocuri încearcă să fie foarte inventivi. Și o întrebare din această postare a doamnei care v-am zis, ei nu sunt obligați părinții să semneze nicio... Evident. Nimic, nicio hârtie, copilul meu nu va frecventa din cutare dată până în cutare. Nu este obligat părintele. Știți că, haideți să simulăm atunci o altă situație. Deci atunci când instituția preșcolară vine cu propunerea ca să avem o vacanță în perioada X, să zicem, da? Și o stabilește această discuție cu jumate de an regulamentar, până în 1 decembrie. Cum se face lucrul acesta? Bineînțeles că ea se fixează într-un proces verbal. Eu nu sunt sigur că lucrul acesta trebuie să luăm semnătură. Cu jumătate de an înainte, dar nu cu 2 săptămâni înainte. Bine, anul acesta lucrurile s-au întâmplat așa cum s-au întâmplat. Dar deci regulamentul vechi... Se întâmplă așa cum se întâmplă. Nu suntem oameni. Copiii noștri nu au dreptul la o anumită... Ca părinții să nu fie stresați, părinții să nu meargă să se certe la grădiniță. Eu vă recomand dumneavoastră ca data viitoare să invitați nu un reprezentant al Ministerului Educației, dar în cazul... Reprezentant al grădiniței, un șef de la grădiniță, de la direcție de învățământ. Da, bineînțeles. Și un grup de părinți. Dar nu vin. Păi, cu mare drag, le mai fac ar trebui să vină și să dai explicații. De ce au făcut? De la ce ne-au primit indicații? Nu, noi astăzi am vrut de la dumneavoastră ca să primim acest răspuns că ei nu au niciun act care să le permită să întreprindă niște acțiuni abuzive. Eu vreau să vă zic încă o dată. Eu pentru tot ceea ce vorbesc sunt foarte responsabil. Și în cazul când
Doamnele, astăzi considerăm că noi ne-am autosesizat Ministerul Educației și o să facem această verificare împreună cu Direcția de Învățământ. Chiar sunt foarte curios să văd ce au făcut ei și sunt și mai curios să văd dacă ei au finalizat această procedură de stabilire a vacanților sau a calendarul vacanților pentru vara anului 2017. Uh-huh. Cum s-a discutat? Au căzut de acord părinții? Aceasta urmează să vedem. Dar atunci când vorbesc că sistemul de educație, sistemul public, da? De educație, este în serviciu populației, așa trebuie să fie. Trebuie să tindem, trebuie să muncim de comun acord, trebuie să găsim posibilitatea să ne auzim. Să ne auzim, stimate doamne! Dar asta fiecare trebuie să o înțeleagă și... Bineînțeles, că trebuie să o înțelegem toți, doamna, dar... Dacă mai aveți, doamna Revencu... Am vrut să spun o remarcă, nu poate fi... Că suntem pe final de emisiune și vreau să mai adresez încă două întrebări. Concluzie, nu putem considera că ministerul este în serviciu societății, în situația când ne-a înrătățit situația noastră a 150 de mii de copii și de părinții acestor copii. Prin ce? Nu putem. Prin stabilirea vacanților. Doamnă, stimată doamnă. Această vacanță, dumneavoastră când vorbiți ceva, această vacanță este o necesitate ca să se întâmple în procesul educațional. Dar după un mecanism logic și nu în detrimentul părinților. După un mecanism consolidat, după un mecanism coordonat, după o comunicare eficientă. Monitorizat de Ministerul Educației sau de direcțiile sau de autoritățile publice locale. Monitorizarea depinde de competența celui care este fondator, dar bineînțeles că și al Ministerului Educației. Ori exemplu cu alimentația copiilor, ceea ce s-a întâmplat. Și acolo, da? Apropo, nu pot să zic că este perfect sau atât de limpede. Nu vreau să zic asta, dar cui aparține această competență delegată cu bani, cu toți, de monitorizare? Fundatorilor. Noi, Ministerul Educației, noi nu elaborăm politici în domeniul alimentației copiilor. Sunt alte ministere, dar am înțeles că este o gafă de comunicare acolo. De aceea și zic, doamna când spune că noi nu am creat probleme. În 2015, foștii colegii mei, fosta conducere, când au pornit discuția asupra acestui regulament, jumate de an, eu revenind la începutul anului 2016, eu am înțeles că este ok. Din aceste considerente mi s-au dus toate argumentele și am propus la discuții în cadrul Colegiului Ministerul Educației. Păi vedeți, Ministerul Educației este într-o realitate și părinții sunt în altă realitate. Bine. Asta corect, este. Absolut corect. Dar ce? Nu accept numai să spună că s-au înrătățit lucrurile. Deci lucrurile, dacă... Asta simt ei. Asta simt ei la nivelul Chișinăului, să zic eu. Dumneavoastră ziceți că nu s-au înrătățit lucrurile. Atunci, spuneți-mi, vă rog frumos, oare noi prin asta nu discriminăm mamele de copii până la 6 ani? Oare cine să le mai angajeze în câmpul muncii știind că au copii până la 6 ani? Da, nu te mai ia nimeni. Aici are dreptate, doamna asta. Se gândesc că ele vor nimeri din situație. Pe lângă concediile de boală, pentru că nu știm copiii se îmbolnăvesc în perioada grădiniță. Eu vreau să vă zic că în statul Republica Moldova există o lege care se numește Codul Muncii. În această lege sunt descrise obligațiunile atât a angajatorului cât și a angajatului și sunt stabilite drepturile mamelor tinere care au copii de până la 16 ani. Sunt 4 articole în acest Cod al Muncii. Și în cazul când aceste articole nu se respectă, vă se încalcă dreptul dumneavoastră, pentru asta există în Republica Moldova Inspectoratul Național al Muncii. Exact, care lucrează fix la aceeași realități paralele. Da, acum, ca să mai trecem un pic la altă temă, da, de fapt e tot aceeași, dumneavoastră ați menționat despre alimentație și situația care s-a întâmplat. Chiar 2 zile în urmă, o mămică a postat o propunere, da, și cu aceasta și o poză, a rugat toți părinții care sunt în grădini de stat din municipiul Chișinău, să posteze fotografii cu meniul din grădinițe. Și aici, în 3 zile, s-au ajuns la concluzia că fructele nu există, practic, nici într-o grădiniță. Foarte mă întreb rar. Eu... Poftim? Foarte rar. Foarte rar, da. Uh-huh. Foarte, foarte rar. Mă întreb eu, dumneavoastră, aici iarăși, monitorizați sau analizați dacă este respectat acel meniu despre care s-a vorbit anul trecut mult și în noiembrie și în... Ministerul Educației, în competența sa, monitorizarea desfășurării procesului de alimentare a copiilor nu are. Deci lucrul acesta se întâmplă numai atunci când mergem în evaluări complexe. Am înțeles. Și deci unii părinții să se adreseze ca să fie corect, iar să nu facem greșeli. Vreau să vă zic, tot ce ține de întocmirea meniurilor, corectitudinea dânsilor și punerea în aplicare, există astăzi 2 structuri în statul Republica Moldova care au raportat că au făcut diferite evaluări. Vorbesc de Agenția Națională privind Siguranța Alimentelor și vorbesc de Centrul... nu medicul de familie, dar Centrul Sănătate Publică, da, mulțumesc. Uh-huh. Centrul Național de Sănătate Publică, care are diferite structuri, inclusiv și în municipiul Chișinău, în gestiunea cărora trebuie să se întâmple. Deci aceste poze, dar, de curs de 3 zile, trebuie duse la ei. Dar responsabilitatea pentru întreaga activitate a instituției preșcolare sau școlare, cu toate activitățile complementare procesului educațional, îi aparține directorului instituției.
Deci dânsul este cel care gestionează banii, dânsul este cel care este responsabil de calitatea produselor, dânsul paralel cu agentul economic care livrează aceste produse, deci și dânsul este responsabil de punerea în aplicare acestui meniu. Am înțeles. O altă întrebare. Suntem pe final de an și părinții sunt neliniștiți că a fost sau nu a fost, aici mă ajutați dumneavoastră. Anunțat un grafic sau o informație privind taberele de vară și tot ce ține de odihna copiilor. Care vor fi iarăși procentul de achitare sau cum părinții să se... Și categoriile care au categoriile dreptul de a beneficia de bilete. În Republica Moldova, în vara anului 2017, se planifică activitatea circa 80 de tabere staționare. Taberele respective sunt toate în gestiunea autorităților locale sau diferitor autorități centrale sau departamentale. Sunt și tabere, foarte multe tabere private, inclusiv tabere care sunt în gestiunea Confederației Naționale a Sindicatelor. Se planifică, estimativ, ca să se odihnească în aceste tabere, circa 100.000 de copii. Informația când va fi făcută publică? În municipiul Chișinău. Noi, astăzi a avut loc un seminar cu responsabilii de acest proces din toate direcțiile de învățământ. Eu cred că noi plasăm această informație numai târziu decât luni. Mai mult ca atât, vreau să vă zic, dacă vorbim de municipiul Chișinău, unde este... după mine, cel mai bine organizat acest proces de odihna copiilor. În această vară vor, pe lângă școli, vor activa circa 40 de școli de tabere de vară cu sejur de zi. În Chișinău? În Chișinău, da. 40 circa numai 40, deoarece în mare parte sunt școli primare și este o condiție... Cu capacitate de câți copii? Mie mi-e greu să vă spun acum, dar în mare parte sunt copiii nu numai din instituția unde copiii învață, dar vin și instituțiile medicești, deoarece foarte multe unități de învățământ din Chișinău au examene de baccalaureat în această perioadă și nu se acceptă ca aceste instituții să aibă tabere de odihnă cu sejur de zi. Vreau să vă zic că prețul unui bilet în taberele cu sejur de zi va fi ceva mai mult de 700 de lei, dintre care alimentația copiilor pe zi va fi mai mult de 30 de lei. Plata părinților se face în proporție de 20% din prețul total al biletului. 20%, ca și anii precedenți. Ca și anii precedenți și 25% din numărul total de bilete pe care îl oferă astăzi fiecare unitate teritorială administrativă va fi eliberat gratis categoriilor de copii. Categoriilor mame care, părinții care își educă singuri copii, copiii orfani, familii. Și aceștia vor ajunge chiar la aceste categorii. De regulă știu că în municipiul Chișinău la acest capitol se păstrează această proporție. Mai mult ca atât sunt câteva categorii de copii, copiii olimpici, copiii care au rezultate foarte bune la învățătură, copiii care sunt activi în viața de toate zilele, în afara orelor de școală, să zic, în diferite cercuri, în municipiul Chișinău, vor activa în zona orașului Vadului Vodă, să zicem, pădurii Dânceni, vor activa în jur de 20 de tabere staționare. Aceste tabere au diferit statut, atât statut cu susținerea bugetului de stat, cât și privat. Prețul unui bilet anul acesta este stabilit de către guvern în jur de 1600 de lei pentru un sejur de 10 zile, dintre care alimentația copiilor anul acesta s-a propus să fie între 90 și 95 de lei pe zi. Iarăși, biletele respective vor fi vândute pentru părinți la un preț de 20%. Cine are dreptul de a primi bilete la 20%? Deci, bilete la prețul de 20% îl are dreptul oricare doritor. Părinte care... Cine face listele? Listele le face sau fiecare... Sau se depune o cerere unde? Deci, biletele, numărul de bilete, ca să știți, în Chișinău sunt 5 sectoare, da? Și direcția generală. Deci, fiecare unitate școlară este subordonată ori direcției de învățământ, ori direcției generale de învățământ. Fiecare, acest sector are un anumit număr de locuri. De exemplu, Ciocana vor contracta numai 720 de bilete. În schimb, direcția generală are contractat 4.000 de bilete. Sectorul Rășcani va contracta ceva în jur de 800 de bilete. Buicani 400 și ceva. Sectorul Botanica peste 3.000. Sectorul Ciocana undeva în jur de 1.000 și vreo 2-300. Deci toate biletele sunt repartizate prin intermediul unității de învățământ, școlii. Deci părinții care doresc să facă acest lucru, depun o cerere. Poate fi situația când, de exemplu, în seria 1, în iunie, pot fi mai multe cereri decât în seria 2 sau în ultima serie, să zicem, din august. Lucrul acesta se rezolvă la nivel de unitate de învățământ. Plus la aceasta, cu un număr foarte mare de bilete, circa 7.000 de bilete, va veni Casa Națională de Asigurări, care prin intermediul Confederației Naționale a Sindicatelor vor repartiza aceste bilete gratuit
gratuit vor fi repartizate categoriilor de copii care sunt indicați în hotărârea Guvernului care a fost aprobată recent. De regulă... Cererea unde depunem? Cererea, deci pentru municipiul Chișinău se depune în baza unității de învățământ școlare acolo unde copilul studiază. La școală. Cererile vor fi depuse la școală. Ca să fie mai simplu. Respectiv, ea urmează să fie înregistrată în cancelarea școlii sau nu? Pentru că avem situații de refuz, de a elibera, de a înscri copilul la bilet. Să vă zic că problema aceasta, la nivelul unității de învățământ, trebuie să decide. Sunt, pe de-o parte, cereri care recolectează dirigintele de clasă și, de regulă, câteodată sărmanii stau la telefoane și o roagă părinții să vină. Nu e situația respectivă. Bun. Chiar nu se informează dumneavoastră, nici la adunări. Stimate doamne și toți ceilalți care ne ascultă, atunci când depuneți o cerere oficială, solicitarea ar fi ca să fie înregistrată oficial în cancelarea instituției de învățământ. Să aibă număr. În cazul când dumneavoastră nu aveți încredere în administrația instituției de învățământ, aceasta este regretabil lucrul acesta dacă se întâmplă, dar pentru a avea un răspuns oficial, atunci trebuie să depuneți cerere oficială în cancelarea școlii. Haideți să nu mai zic cum se numește școala, da? Unității de învățământ. Sau, în cazul când școala zice că nu are această posibilitate, atunci adresarea este pe dimensiunea teritorială. Fie direcția de învățământ de sector care ei gestionează numărul de bilete și el repartizează, fie Direcția Generală de Învățământ Chișinău, v-am spus, care va contacta 4.000 de bilete. Da, dacă nu mai aveți întrebări către domnul Crudu... Mai am o situație, chiar am vrut să o redau domnul pe final Crudu. Deja. O minută. Situația, un copil de 3 ani, care deja a împlinit 3 ani, mama a ieșit la lucru având deja îndreptarea către grădiniță, așa. S-a dus să matriculeze copilul la grădiniță și i s-a spus să vie în august, pentru că în luna iulie grădinița trebuie să închide. Mama este deja angajată, dreptul la concediu nu are. Tată și-a luat concediu în perioada... Deci, i-a refuzat instituția de învățământ. Curent, da. Instituția nu are drept să facă acest lucru. Există iarăși o situație care trebuiește mediată pe loc, da? Uh-huh. De ce? De regulă... Și mediatizat, da, ca să poată, nu, să mediatizat, se înțeleagă. Dar mediată pe loc, în vedere, între părinte și directorul instituției. Eu admit cazuri când, la sfârșitul lunii mai, grupele pregătitoare care merg la școală, deci finalizează și iau o grădiniță, pleacă și educatorul poate pleca imediat în concediu care ia grupa, logic, după concediu. Dar aceasta nu înseamnă că copilul care are îndreptare, administrația instituției nu trebuie să-l primească pe acest copil. Și chiar dacă grupa lui care este în formare sau se va forma până la 15 august, ei sunt obligați să-l primească și să-l repartizeze temporar într-o grupă din cele care le are. 10, 12, 14, nu știu. Este un lucru elementar. Și în cazul când aveți numărul, credeți, chiar vă rog să-mi spuneți, fiindcă aceste activități sunt cotidiene. Directorul instituției trebuie să soluționeze problema. Eu vă dau dreptate aici. Grupa a plecat, îndreptarea o aveți la mână. Da, zic, în mare parte grupele se pregătesc către august. De ce? Fiindcă procesul în grădiniță începe ca și în școala la 1 septembrie. De ce noi și nu mai dorim ca începând cu luna septembrie să avem concedii în domeniul educației preșcolare. Toată lumea să fie la muncă. Da, cred că mai trebuie să mai organizăm și alte emisiuni, pentru că aici nu mai reușim, timpul deja ne presează. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Sper că, domnul Crudu, comunicarea aceasta va fi constructivă până la un sfârșit și nu vom avea părinți care să vină să protesteze în fața Ministerului Educației. Mi-aș dori foarte mult ca această comunicare să o avem, una bună, elementară, omenească. Nu prin săgeți, și toți să-și facă treaba așa cum este scris în lege și în regulament, să respecte asta. Faptul că există neînțelegeri, că cineva înțelege, nu știu cum să zic eu, ca să nu, dar vă zic încă o dată. Ministerul Educației este foarte îngrijorat și amărât atunci când avem astfel de situații. Credeți-mă, vă rog. Dar atunci, sper să se soluționeze și atunci, în favoarea părinților, știți, și a copiilor. Și atunci, să nu fie... cum are părere de rău lucrul acesta? Nu știu din ce cauză presiunea s-a pus pe Chișinău. Mi-e pare foarte rău, deoarece aici am crescut și eu profesional, deci am pornit și parcă lucrurile înainte se rezolvau cumva altfel. Asta este, că se rezolva un pic altfel. Numai bine, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept în alte zile la emisiunea Intersecția RM la 20:30. La revedere!